Protocolul de colaborare prevede că PSD și ALDE consideră oportun să constituie împreună majorități în consiliile locale și județene în vederea asigurării unei guvernări locale eficiente și stabile în interesul cetățenilor. De asemenea, cele două organizații vor stabili după alegerile locale condițiile de realizare a unei alianțe electorale pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2016, se precizează în protocol. Acolo unde vor fi interese comune, împreună cu PSD-ul, pentru a susține reciproc candidați bine plasați, cărora să le dăm o șansă în plus să câștige. Organizațiile au libertatea să facă cu PSD-ul colaborări punctuale. Dar aceste înțelegeri punctuale, locale, nu vor face parte dintr-un document, pentru că lăsăm o libertate totală filialelor județene să stabilească modalitatea candidaturilor. Aș mai avea de adăugat. Acest document politic trasează jaloanele pentru modul în care abordăm campania electorală în alegeri. După alegerile din 2016, ALDE va fi a treia forță politică din România. ALDE e singurul partid care va reprezenta valorile și principiile liberale. Bun. Mai pe românește, avem libertatea de a încheia protocol punctual cu Partidul Social Democrat. Documentul reamintește că alianța politică dintre social-democrați și liberali, materializată în anul 2011 prin înființarea Uniunii Social-Liberale, a câștigat alegerile locale și parlamentare din 2012 cu o vastă majoritate. Deci e vorba de un protocol de colaborare între cele două partide, tocmai pentru a atinge obiective comune și pentru a avea, chiar a continua anumite proiecte derulate într-o coaliție cu PSD-ul. Să nu uităm faptul că la căprezi la nivel european, chiar mondial, guvernările nu mai pot fi de extremă, fie ea stânga sau dreapta. Sunt guvernări care împletesc și dacă vezi, doctrină liberală și socială, sunt împletite. Exemplu a fost și vechea guvernare, din care am făcut parte și noi ca partid, unde, bineînțeles, că nu trebuie să uităm de bonusurile, de plusurile care le-a adus prin participarea noastră ca și parte liberală. Mă refer la TVA-ul scăzut la 20%, mă refer la TVA-ul la alimente la 9%, mă refer la impozitul pe dividende de la 16% la 5%, mă refer la profitul reinvestit și poate continua exemplele prin acele prevederi legale pe care știm cu toții. Deci, suntem de principiu că o guvernare nu poate să fie doar de o parte, ci trebuie să fie împletită.